Cu scutul, sabia sau buzduganul s-au întrecut voinicii din Soroca în fața cetății medievale. Pentru prima dată a fost organizat un pentatlon al armelor de epocă. Participanții au fost tineri cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, care s-au întrecut la 5 probe. Lupta crâncene s-a dus cu arme de epocă. Nici ploaia de afară nu i-a împiedicat pe tinerii din Soroca să-și etaleze puterile. Armele sunt din materiale durabile, unele cântăresc peste 30 de kilograme și sunt similare celor din evul mediu, doar că au lamele rotunjite pentru evitarea rănilor. Pentru acest concurs, tinerii spun că au muncit mult. Am obținut locul întâi la arc și locul 2 la buzdugan. Aș dori ca să fie mai multe așa concursuri. Juriul, constituit din militari profesioniști de la Academia de Poliție Ștefan cel Mare, a urmărit evoluția fiecărui participant la competiție. Realizăm o competiție pentru a sensibiliza publicul cu elemente din istoria noastră, din trecutul nostru. Tradiția luptelor între voinici vine din adâncurile istoriei, spun specialiștii. La 1577 a trecut Nistru pe aici, pe la Soroca, fratele Ioan Vodă cel Veteaz, vestitul Nicoară Potcoavă, care a ajuns hatmanul la Însecea Zaporojană. Și documentele de epocă spun despre moldoveanul nostru, hatman de cazaci, că era acest Potcoavă om foarte puternic. Dacă la moneta o băga în scândură sau o rupea în două, dar dacă se apuca de o căruță hamată cu 6 cai, o ținea locului. Între cei care s-au întrecut au fost și politicieni. Oștenii lui Ștefan cel Mare au fost întotdeauna alături de cetatea Soroca. Sunt sigur că cetatea Soroca este în continuare bine apărată, cu așa voinici. Consiliul Raional promite să transforme acest concurs în unul tradițional la Soroca. Pe viitor deja va fi o tradiție, obiceiurile și tradițiile noastre să fie inclusiv și prin competiții sportive. Pentatlonul din Soroca cu arme de epocă este la prima ediție.